legea în ordinea de zi 5 puncte, inițiată de domnul primar Nicolae Ignatul. Cunoașteți proiectele ordinei de zi? Dacă le cunoașteți, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Intrăm în ordinea de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ionești pe anul 2016. Dau cuvântul domnului secretar. Domnul și domnul consilieri, cu adresa numărul 2124 din 26-8, pe 2016, transmisă de AJSFP Bacău, potrivit prevederilor legii 273, pe 2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile ordonanței guvernului 14 pe 2016, a adresei 417.724 din 17-8-2016, a Ministerului Finanțelor Publice, se comunică influențe la sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor și municipiilor, în sumă de 1.742.000 lei. Suma este destinată plății restante a cărării titlurilor executorii, ce trebuiau plătite până la data de 31.10.2016. În urma analizei efectuate de Serviciul Buget Contabilitate, a rezultat o depășire de venituri în sumă de 1.900.000 lei, care va fi repartizată pe titlul cheltuieli materiale astfel. Capitolul 51.02 Administrație publică 250.000 de lei, capitolul 65.02 Învățământ 70.000 de lei, capitolul 67.02 Cultură 250.000 de lei, capitolul 68.02 Asistență Socială 30.000 de lei, capitolul 70.02 Domeniu Public 2.300.000 de lei. Conform hotărârii Consiliului Județean numărul 3 din 31.08.2016, s-a repartizat fonduri pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educative speciale în sumă de 66.000 de lei. Bugetul rectificat este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Prin rezoluția numărul 45/106 din data de 14 decembrie 1990, Organizația Națiunilor Unite a stabilit ca ziua de 1 octombrie să fie înscrisă în calendarul lunii ca zi internațională a persoanelor vârstnice. De la această dată, în toate țările, cât și în România, au avut loc manifestări directe care au ca scop aprecierea persoanelor vârstnice. Pentru ca ziua de 1 octombrie să nu treacă neobservată și în municipiul Ionești, propunem organizarea unei manifestări la care vor participa pensionarii din municipiul Ionești. Cu această ocazie va fi invitat de către de muzică populară Gelu Voicu, însoțit de taraful Teleormanului. Cu ocazia organizării festivității de ziua persoanelor vârstnice, se impune modificarea anexei numărul 11 a bugetului local cu suma de 35.000 de lei, reprezentând cheltuieli cu organizarea festivității zilei persoanelor vârstnice din municipiul Ionești. Având în vedere cele menționate, anexa numărul 11 se va modifica în mod corespunzător conform anexei numărul 2 la prezentul proiect de hotărâre. Ca urmare a intenției de a se accesa fondurile europene în vederea reabilitării tehnice a maternității, este necesară modificarea listei de investiții astfel. Se diminuează capitolul 70.02 investiții în domeniul public, reabilitare zone degradate în cartierul Mărășești cu suma de 50.000 de lei, alimentare energie electrică, bloc garsonierului de pensiune cu suma de 25.000 de lei, se suplimentează capitolul 66.02 investiții sănătate, astfel, reabilitare tehnică a maternității cu suma de 30.000 de lei, servicii de consultanță reabilitare maternitate cu suma de 45.000 de lei. Modificările sunt prezentate în anexa numărul 3 la prezenta hotărârii. De față de cele menționate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul la forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, articolul 49 alineat 4.4 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, versiune actualizată, articolul 36 alineat 4 litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală, versiune actualizată, decizia numărul 5 din 26-8-2016 a sediului administrației județene a finanțelor publice Bacău.
prin adresa 2124 din 26.08.2016 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău au fost comunicate influențele la sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor decentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor în sumă de 1.742.000 lei. Conform legii 85 din 2016, din suma repartizată se vor finanța restanțele aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până la data de 31.12.2015 potrivit legii. Din analiza efectuată de organele de specialitate din cadrul Serviciului Buget Contabilitate, s-a constatat o depășire de venituri de 2.900.000 lei la capitolul 0502 Impozit pe venit. Astfel se suplimentează următoarele capitole. Cheltuieli materiale, la capitolul 7002 Domeniul Public, cu 2.300.000 lei. Capitolul 5102 Administrație Publică Locală, cu 250.000 lei. Capitolul 6502 Învățământ, cu 70.000 lei. Capitolul 6702 Cultură, cu 250.000 lei. Și capitolul 6802 Asistență Socială, cu 30.000 lei. Cu adresa 14.022 din 2016, Consiliul Județean Bacău a repartizat pentru UAT Onești suma de 66.000 lei, reprezentând finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educative speciale. Bugetul local cu modificările prezentate este prevăzut în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. În cadrul UAT Onești s-a analizat posibilitatea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, manifestarea urmând să aibă loc la sala de spectacole a Casei de Cultură din municipiul Onești, cu un spectacol susținut de interpretul de muzică populară Gelu Voica împreună cu Taraful Teleorman. Tot cu această ocazie, va fi modificată anexa numărul 11 la hotărârea Consiliului Local numărul 35 din 2016 a bugetului local, cu suma de 35.000 lei, reprezentând cheltuieli de organizare a festivității Zilei Pensionarilor din municipiul Onești, conform anexei numărul 2, la prezentul proiect de hotărâre. Ca urmare a intenției de a accesa fonduri europene în vederea reabilitării termice a maternității, este necesară modificarea listei de investiții astfel. Se diminuează capitolul 7002 investiții, domeniul public, la reabilitare zone degradate în cartierul Mărășești cu suma de 50.000 lei și alimentare energie electrică bloc garsoniere strada Libertății numărul 1 cu suma de 25.000 lei. Se suplimentează capitolul 6602 sănătate la investiții la reabilitare termică maternitate cu suma de 30.000 lei iar servicii de consultanță reabilitare maternitate cu suma de 45.000 lei. Modificările aduse listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2016, având ca sursă de finanțare bugetul local și fonduri nerambursabile, sunt prezentate în anexa numărul 3 la prezenta hotărâre. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Discuții pe marginea proiectului? Avizul comisiei. Avizul comisiei este favorabil. Discuții? Vreau să vă întreb, doamna Ghiba, și încă o dată să vă întreb și dumneavoastră și doamnei Bordei, să dați un pic mai multe explicații în ceea ce privește sumele care se transferă, să le defalcați. Înțeleg că se face un transfer de la un capitol la altul, se suplimentează. Până aici, la lista de investiții, am altă întrebare, dar pe domeniile astea mari, pe mutările de bani, suplimentări, doamna Ghiba, vă rog, explicați-ne la domeniul public, la administrația locală, cam ce cuprinde fiecare categorie, ca să știm, să portăm în cunoștință de cauză. La administrația publică este vorba de cheltuielile cu utilitățile, iar la domeniul public este vorba de bugetul pentru taxa mediu salubritate, bugetul pentru... Bun, bugetul cât? Sunt 23 de miliarde. Deci 10 miliarde la DPP, 10 miliarde la taxa mediu salubritate și 3 miliarde energie electrică și atâta. Explicați de ce trebuie să cei 10 miliarde la DPP să nu se interpreteze? Da, cei 10 miliarde trebuiesc la DPP pentru că la bugetul care s-a aprobat în ianuarie nu s-a
constitui toată suma până la sfârșitul anului. Da, știam asta, știam de la începutul anului. Da, e bine nu și se suplimentează, adică nu se dau bani în plus. Nu, nu se dau bani în plus. Da, e bine și pentru colegi să fie înțeleasă și clarificată situația. Da, altfel zice lumea că mai dăm bani în plus la DPP. Nu se dau bani în plus, față de cât să... Doamna Burdei, la spital, văd reabilitare termică maternitate 30.000, servicii de consultanță reabilitare maternitate 45.000. Nu am găsit logica. Logica este următoarea. Banii pentru proiectare se alocă doar pentru partea de documentație de avizare a lucrărilor de investiții. De dar nu scrie nicăieri proiectare. Da, proiectare. Deci... Nu scrie, asta vă spun. Da, poate este o omisiune. Deci, de ce se vorba doar de partea de proiectare care... Deci, e vorba de proiectul, partea din proiect... Deci proiectare e 30.000. ...de fezabilitate, care urmează să se depună ca parte componentă a cererii de finanțare. Consultanța presupune întocmirea cererii de finanțare și implementarea posterioară. Am înțeles. Deci, proiectarea, să înțeleg, e 30.000 și consultanța 45.000. Proiectarea doar faza de studiu de fezabilitate. Ok. Doar atât. Înțeles că va fi mai mare partea de... De proiectare. Am înțeles. În raport nu scrie. Scrie reabilitare termică maternitate, 30.000 de lei. Da, o să completăm dacă ne permiteți. Doar de lei, da. Deci doar faza inițială. Și a fost calculată conform normativului. Ca valoare estimată. Urmează să organizeze o procedură. Da, am înțeles. Nu înțelegeam da. Destinația, de exact. Spre reabilitare. Da, deci nu e vorba de execuție. Urmând, intenționăm să depunem proiectul pe creșterea eficienței energetice în clădirilor publice. Eu, știți că și nu avem făcut taliul, da, să aveți toată documentația. Este... Nu, înțeleg, dar reieșea din raport, reieșea că execuția e 30.000 și consultanța 45, nescriindu-se că e fezabilitate. Da, o să completăm. Mai sunt observații? Dacă nu mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abținere. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Inițiator domnul primar Natiu Cocolae. Are cuvântul domnul secretar pentru expunerea de motive. Doamnă consilier, în contextul integrării României în Uniunea Europeană și accesului fondurilor structurale pe care Uniunea le poate oferi, ca o necesitate de dezvoltând din tendințele contemporane de dezvoltare, reglementate sau în curs de reglementare la nivel european, național, s-a configurat necesitatea dezvoltării în parteneriat al județului Bacău prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Astfel, înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a avut ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea și monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării sau dezvoltării după caz a sistemului de utilități publice aferente serviciului de salubrizare a localităților pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia, respectiv la master plan de sistem de management integrat al deșeurilor de județul Bacău. Prin adresa asociației numărul 3468-2016, se solicită efectuarea unor modificări în statutul acesteia, care se ducă la corelarea statutului cu prioritățile legale în vigoare, precum și personalizarea funcționării structurilor asociației în sensul clarificării atribuțiilor Consiliului Director. Actele normative ale asociației au fost întocmite în conformitate cu prevederile hotărârii 855/2008 privind aprobarea actului constructiv cadru și a statutului cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Acest act normativ a fost modificat în hotărârea guvernului numărul 743/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la hotărârea guvernului 855/2008. Ca urmare a modificărilor aduse de actul normativ, mai sus precizat, hotărârile care privesc aprobarea primirii de noi membri în asociație, precum și alegerii și excluderii unor membri în asociație, aprobarea cotizației anuale, aprobarea strategiei de dezvoltare a programului de reabilitare, extindere și modernizare a schemelor de utilități publice,
aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii aerii a serviciului prevăzute în contractul de delegare, aprobarea stabilirii ajustării și modificării prețurilor tarifelor propuse de operator la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarifare unic, aprobarea caietului de sarcini a regulamentului serviciului consolidat și armonizat în întreaga area serviciului elaborată și prezentată de Consiliul Director. Se ia în prezența două treimi din numărul asociațiilor și cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare forumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru a doua dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabilă întregă, indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. De asemenea, adoptarea hotărârii privind dizolvarea și dizolvarea asociației, precum și stabilirea destinației dinurilor rămase după lichidare, se iau în prezența și cu voturi favorabile a tuturor asociațiilor, vorum și majoritatea obligatorii la oricare convocare. Totodată, una din modificări prevede ca în situația în care reprezentantul unia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit cu un alt membru al unității administrative teritoriale, potrivit în acest scop dintre participanți prin hotărârea autorității deliberative a unității administrative teritoriale asociate. La proiectul de hotărâre anunțat există și o serie de modificări a statutului care privesc funcționarea structurilor asociației, prin precizarea expresă a unor atribuții ale Consiliului Director în privința politicii de personal, notificarea articolului 23 al alineatul 2 litera D, precum și adăugarea unei atribuții privind formarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționarea personalului asociației, de cum și supunerea acestora spre aprobarea adunării generale. Față de cele arătate menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmărând adresei ADIS numărul 3468/12/8/2016, prin care se solicită efectuarea unor modificări la statutul acesteia, care se ducă la corelarea statutului cu prevederile legale în vigoare, precum și flexibilizarea funcționării structurilor asociației în sensul clarificării atribuțiilor Consiliului Director. Ca urmare a modificărilor aduse de articolul normativ mai sus precizat, hotărârile care privesc aprobarea primirii de noi membri în asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din asociație, aprobarea cotizației anuale, aprobarea strategiei de dezvoltare a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programului de înființare a unor noi sisteme, precum și a programului de protecție a mediului, elaborate și prezentate de Consiliul Director al asociației, aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a serviciului prevăzute în contractul de delegare, aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului consolidat și a modernizat în întreaga arii a serviciului elaborate și prezentate de Consiliul Director, se iau în prezența a două treimi din numărul asociațiilor cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare forumului nu este îndeplinită, adunarea generală se convocă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare. Iar la a doua convocare, adunarea generală este valabilă întrunită, indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociațiilor prezente. În proiectul de hotărâre anexat există și o serie de modificări ale statutului care privesc funcționarea structurilor asociației, prin precizare expresă a unor atribuții ale Consiliului Director în privința politicii personal, modificarea articolului 23, precum și adăugarea unei atribuții privind întocmirea organigramei, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al personalului asociației, precum și supunerea acestora spre aprobare de adunarea generală. Totodată, actul normativ anterior referit prevede la articolul 36 litera A punctul 14, spune că Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, privind serviciile comunitare de utilitate publică, alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz, iar conformitate cu orientul 7 litera C al același articol, Consiliul Local plătărește în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrative teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune. Față de cele anterior menționate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului ADIS îndeplinește condițiile cerute de lege și poate fi supus pe adoptare. Discuții pe marginea proiectului?
Avizul comisiei. Da. Discuții? Și comisia numărul 1 e avis favorabil cu majoritatea de voturi. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri, realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator, domnul primar Natuc Nicolae. Domnul secretar, aveți cuvântul pentru expunere. Doamne, domnul consilier, Consiliul Județean Bacău implementează la această dată proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, finanțat din fonduri post-MED, conform contractului de finanțare 131.826 din 11.4.2019, încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor și care are ca dată de finalizare 30.2016. Unul dintre obiectivele proiectului este delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale la nivel județean, procedură demarată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din iulie 2014 și care se află în statul de evaluare a ofertelor. Instalațiile care fac obiectul acestei proceduri sunt celula numărul 2 a depozitului conform de deșeuri Nicolae Băncescu, stația de sortare Onești, stația de compostare Onești, stația de transfer Berești-Tazgău, stația de transfer Beiceana, stația de sortare Mâinești. Procedura de achiziție publică organizată în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor anterior precizate a fost contestată la CNSC și ulterior la Curtea de Apel Bacău, fiind necesară reevaluarea ofertelor de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Acest lucru duce la imposibilitatea estimării datei la care operatorul desemnat în procedura de achiziție publică își va începe activitatea, existând riscul la momentul încheierii celulei 1, ca întreg județul să se afle în imposibilitatea de a avea operațional un depozit conform de deșeuri municipal, deșeuri provenite din gospodării, locuințe, în ciuda faptului că celula 2 a depozitului este finalizată ca și investiție și așteaptă să fie operată. La această dată, toate deșeurile de județ sunt depozitate la celula 1 a depozitului, conform căreia capacitatea de 85.000 de metri cubi este în curs de epuizare, celula fiind construită din fonduri ISPA și operată de către municipiul Bacău. În condițiile în care procedura de achiziție pentru desemnarea operatorului demarată de către municipiul iulie 2019 a fost ani în șir contestată. Conform adresei numărul 43.493.6.11.2019, Primăria Bacău a adus la cunoștință că durata de timp până la epuizarea de plină capacității depozitului al celulei 1 este de 5-7 luni de la data adresei. La momentul umplerii celulei 1 a depozitului de deșeuri, conform documentului de poziție, din modul de implementare a proiectului, Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, aprobat de către toate unitățile administrative teritoriale din județ și ulterior de către AGA ADIS, deșeurile colectate de pe teritoriul județului Bacău trebuie depozitate în celula 2 a depozitului, conform construite de către Consiliul Județean în cadrul proiectului anterior menționat. Subliniem că faptul că unicul depozit conform de deșeuri de pe teritoriul județului Bacău este cel de la Nicolae Băncescu și, prin urmare, prin utilizarea celulei 1, singura locație de județ destinată depozitării deșeurilor municipale este celula 2. Județele învecinate au, de asemenea, în implementare proiecte de finanțare post-mediu, fiind astfel exclusă posibilitatea transportului și depozitării deșeurilor municipale rezultate de pe teritoriul județului Bacău la depozitele aflate pe teritoriul acestora. În același timp, o astfel de variantă s-ar concretiza în costuri de transport și inclusiv de depozitare exagerat de mari, traduse într-o taxă de salubrizare cu mult mai mari decât cea practicată la ora actuală, care a fost fondamentată în cadrul aplicației de finanțare post-mediu și aprobată de către toate unitățile administrative teritoriale conform legislației în domeniu. Cu privire la situația de mai sus, Ministerul Fondurilor Europene
aduce la cunoștință că în situația neîndeplinirii condițiilor stabilite de acordare a finanțării, mai exact în cazul în care sistemul integral de deșeuri nu este funcțional la data de 30.06.2016, există posibilitatea ca proiectul să devină în întregime neeligibil. Pentru rezolvarea situației mai sus prezentate, având în vedere obligațiile asumate prin documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului sistemului integrat în management al deșeurilor solide, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 212 pe 2010 și modificată ulterior prin hotărârea 193 din 2013, în baza prevederilor legii 51 pe 2006 a serviciilor de utilități publice și a legii 101 pe 2006 a serviciilor de salubrizare, soluția identificată este gestiunea temporară a activității de depozitare a deșeurilor celula 2 a depozitului conform de deșeurile către un operator județean înființat de către județul Bacău, aflat sub ordinea Consiliului Județean Bacău, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii de către un operator autorizat de semnat prin procedura de achiziție publică de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Operatorul județean prezentat mai sus va fi înființat ca serviciu public județean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean și se va desfășura următoarele activități. Administrarea depozitului județean de deșeuri nedeturase, Nicolae Bocescu. Strict activitatea de depozitare controlată a deșeurilor municipale și sau similare din cerul numărul 2, începând cu data epuizării celulei numărul 1. Nu va face obiectul acestui serviciu administrarea stației de sortare și a stației de compostare. Având în vedere cele mai sus prezentate, să punem spre aprobare proiectul în prima prezentată. Are cuvântul reprezentantul Comisiei Compartimentului de Specialitate. Domnule și domnule președinte, Consiliul Județean Bacău implementează la această dată proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, finanțat prin fondul POSMEDIC, conform contractului de finanțare numărul 139 din 1926, pe 11.2011, încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. Procedura de achiziție publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor anterior precizate a fost contestată la CNSC și ulterior la Curtea de Apel Bacău, fiind necesară evaluarea ofertelor de către ADIS Bacău. Acest fapt duce la imposibilitatea estimării dativ la care operatorul desemnat prin procedura de achiziție publică își va începe activitatea, existând riscul ca la momentul închiderii celulei 1, întregul să se afle în posibilitatea de a avea operațional un depozit conform de deșeuri municipale, deșeuri provenite din gospodării și locuințe, în ciuda faptului că ceva de depozitul este finalizat ca și investiție și așteaptă să fie operată. La această dată, toate deșeurile din județ sunt depozitate la cerul la urmă depozitului conform, a cărui capacitate de 855.000 de metri cub, este în curs de epuizare, celula fiind construită din fundul ISPA și operată de către municipiul Bacău, în condițiile în care procedura pentru desemnarea operatorului demarată de acesta în 2011, în iulie 2011, fiind de asemenea contestat. Conform adresei 43.493 din 6.11.2015, Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoștință că durata de timpul la utilizare de prima capacității de depozitare în celula 1 este 5-7 luni de la data adresei, aceasta fiind datată 3.11.2015. La momentul umplirii celulei 1 a depozitului de deșeuri, conform documentului de poziție, privind modul de implementare a proiectului, Sistemul integrat de management al deșeurilor solide aprobat de către toate URT-urile din județ și ulterior în AGADIS, deșeurile colectate de pe teritoriul județului Bacău trebuie depozitate în celula 2 a depozitului conform construite de Consiliul Județean, în cazul proiectului anterior menționat. Subliniem faptul că unicul depozit conform de deșeuri municipale de pe teritoriul județului Bacău este cel de la Nicolae Bolcescu și, prin urmare, după utilizarea celulei 1, singura locație din județ destinată de depozitării deșeurilor municipale este celula 2. Având în vedere reglementele legale, precum și cadrul instituțional aferent proiectului, Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor, a fost întocmit un studiu de oportunitate prin stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din data depozitului județean de deșeuri necariculoase Nicolae Bolcescu. Prin studiul menționat mai sus, se propune în conformitate cu prevederile articolului 28 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, republicate cu modificări și completări ulterioare, alegerea gestiunii directe ca modalitate de organizare și realizarea gestiunii activității de depozitare a deșeuri, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului către un operator autorizat, desemnat în cadrul procedurii de achiziție publică organizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Totodată se propune ca gestiunea directă a activității de depozitare a deșeurilor la acela doi a depozitului conform să fie realizată de un operator județean, înființat de către județul Bacău și aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău. Operatorul județean precizat mai sus va fi înființat în serviciul public județean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Bacău și va desfășura următoarele activități. Administrarea depozitului județean de deșeuri nepericulase
Nicolae Voice a spus, strict activitatea de depozitare controlată a deșeurilor municipale, în celula 2, începând cu data epuizării celulei 1, nu va face obiectul acestui serviciu, administrarea stației de sortare și a stației de compostare. Toate de cele precizate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre poate fi supus adoptării. Mulțumesc. Raportul comisiei? Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Băncescu, inițiator domnul primar Nicolae Ignatiuc. Are cuvântul domnul secretar pentru expunerea de motive. Doamna, domnul consilier, județul Bacău se află la această dată în etapa finală de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor oferit de județul Bacău, lansat prin fondul POSMED, respectiv desemnarea operatorului pentru instalațiile de deșeuri. Unul dintre obiectivele proiectului, privind delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri municipale în tot județean, procedura demarată de Asociația de Dezvoltare pentru Salubrizare în iulie 2014, care se află în stadiul de evaluare a ofertelor. Instalațiile care fac obiectul acestei proceduri sunt cele la 2, depozit conform de deșeuri Nicolae Băncescu, stația de sortare Onești, stația de compostare Onești, stația de transfer de Reșca Zdro, stația de transfer de Iceana, stația de sortare Mâinești. Pentru rezolvarea situației mai sus prezentate, soluția identificată a fost gestiunea temporară a puteții de depozitare a deșeurilor celor al doilea depozitului conform de deșeuri de către un operator județean, înființat de către județul Bacău și aflat în suportul unui consiliu județean Bacău, până la încheierea contractului de legare a gestiunii în serviciu de către un operator autorizat, desemnat în procedura de achiziție publică de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. În acest sens, Consiliul Județean a adoptat hotărârea 55/2016 privind înființarea serviciului public de administrarea sistemului integrat de management al deșeurilor din județul Bacău. În comunitate cu prevederile articolului 2 special de 3 din legea 101 a serviciului de salubrizare a localităților, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și desfășoară în baza unui regulament și a serviciului al serviciului și a unui caiet de sarcini aprobate prin hotărârea autorităților deliberative a unităților administrative teritoriale. Astfel, în vederea îndeplinirii condițiilor legale de fericare mai sus, au fost întâlnite proiectul de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2, a depozitului de deșeuri Nicolae Băncescu. Activitatea de administrare a celulei 3 va fi prestată de către un serviciu nou înființat, începând cu data epuizării capacității de depozitare a celulei 1. Această dată va fi comunicată în scris de către actualul operator al celulei 1 a depozitului Nicolae Băncescu, cu cel puțin 45 zile înainte de data epuizării capacității de depozitare a acesteia. Precizăm că nu va face obiectul serviciului de administrare, stația de sortare și stația de compostare. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Procedura de achiziție publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor anterior precizate nu a fost finalizată până la această dată, fiind necesară reevaluarea ofertelor de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Pentru rezolvarea situației mai sus prezentate, soluția identificată a fost gestiunea temporară a activității de depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului conform de deșeuri de către un operator județean înființat de către județul Bacău și aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului către un operator autorizat desemnat prin procedura de achiziție publică de către ADIS Bacău. În acest sens, Consiliul Județean a adoptat hotărârea numărul 55/2016 privind înființarea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău. Facem precizarea că în baza prevederilor articolului 28 alineatul 5 din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice a fost mandatată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să semneze contractul de administrare a activității de administrare a celulei 2. Totodată, în conformitate cu prevederea articolului 2 special alineatul 3 din legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară în baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini aprobate prin hotărârea autorității deliberative a unității administrative teritoriale. Astfel, în vederea îndeplinirii condițiilor legale referite mai sus, au fost întocmite caiete de sarcini pentru activitatea de administrare a celorii 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Băncescu,
și contractul de administrare aferent. Activitatea de administrare va fi prestată de către serviciul mai înființat, începând cu data epuizării capacității de depozitare a celulei 1. Această dată va fi comunicată în scris de către actualul operator al celulei 1, cu cel puțin 45 de zile înainte de data epuizării capacității de depozitare a acesteia. Precizăm că nu va face obiectul serviciului administrarea stației de sortare și stației de compostare. În scopul realizării activității de depozitare a deșeurilor de către serviciul public de administrare a sistemului de integrare de management al deșeurilor în județul Bacău, este necesară darea în administrarea celulei 2 a depozitului conform de deșeuri Nicolae Băcescu, conform prevederilor articolului 25 alineatul 3 din legea 51/2006 și al articolului 21 litera F din hotărârea Guvernului numărul 745/2007. Subliniem faptul că darea în administrare va fi doar pentru perioada de timp cuprinsă din momentul epuizării capacității de depozitare celulei 1 și până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un operator autorizat de către acest Bacău. Restul bunurilor mobile și imobile necesare de desfășurarea activității de depozitare în celula 2 vor fi puse la dispoziția serviciului public pentru aceeași perioadă de timp de către primăria municipiului Bacău, care, conform prevederilor documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului, are obligația de a integra bunurile rezultate din proiectul cu finanțare ISPA în proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Față de cele prezentate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini poate fi supus pe adoptare. Raportul comisiei? Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău, inițiator domnul primar Nicolae Ignatiuc. Domnul secretar, aveți cuvântul pentru expunerea minutului. Doamna domnule consilier, unul dintre obiectivele de importanță majoră realizate în cadrul programului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor de județul Bacău, cum este celula 2 a depozitului deșeuri nepericuloase. Înființarea de către Consiliul Județean în baza hotărârii numărul 515/2016 a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Integrat de Management al Deșeurilor de județul Bacău s-a impus de necesitatea posibilă unei soluții urgente, temporare și alternative pentru operarea celulei numărul 2. Autoritățile administrației publice locale au în condiție de legii competență exclusivă în aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. În conformitate cu prevederile articolului 8 alineatul 3 litera J din legea serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51, republicată, cu modificările și completările oficiale, necesitarea și competențelor și atribuțiilor care le revin în sfera de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și atacurilor speciale cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente. Referitor la modul de realizare fundamentală și stabilire, ajustare și modificarea prețurilor și a tarifelor pentru plata de utilități publice, articolul 43 alineatul 4 din legea 51/2006 stipulează că stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor de utilități publice se face cu respectarea metodologiei de calcul elaborate de către autorități de reglementare competente. Tariful pentru activitatea de eliminare, depozitarea deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău se calculează cu respectarea cerințelor și criteriilor prevăzute de ordinul 109/2007 emis de ANRSC, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare și modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare. Astfel cum rezultă din fișa de fundamentare, anexă la proiectul de hotărâre, valoarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitare a deșeurilor din celula numărul 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău este de 53,63 lei tonă fără TVA, această sumă rezultând din următoarele tipuri de cheltuieli. Cheltuieli pentru combustibil utilizat se stabilesc în funcție de tipul mașinii folosite, de consumul de combustibil, de cantitatea de deșeuri programată anual. Cheltuieli cu energie electrică tehnologică programată anual se stabilește în funcție de energia consumată de motoarele puse în funcțiune la nivelul unei zile, înmulțit cu cantitatea programată anual și cu prețul de achiziție a energiei electrice în vigoare. Cheltuielile cu amortizare, în sumă de 2.154.013 lei an, s-a stabilit în considerare valoarea celulei numărul 2 a depozitului, stabilită în devizul general aprobat în sumă de 39.077.251 lei și durata de funcționare acesteia de 13 ani.
cheltuielile cu amortizarea se impune în valoarea tarifului pe perioada în care depozitul este operat în gestiune directă și nu poate, și nu poate încasa redevența. Sumele cuprinse în această linie în fișa de fundamentare a tarifului vor constitui sursa pentru fondul PID, din care se va putea asigura rambursarea sumelor necesare pentru asigurarea funcționării serviciului. Cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale nu este cazul. Cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile și cu piesele de schimb estimate în funcție de consumurile normale și de prețul de achiziție al acestora. Alte cheltuieli materiale includ cheltuieli cu analize pentru determinarea compoziției deșeurilor, campanii de informare și conștientizare a populației, costurile cu acoperirile zilnice. Cheltuielile de muncă vie sunt numărate pe baza listelor cu personal aprobată și a nivelului de salarizare stabilit în funcție de normele de muncă, raport cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice. La aceasta au fost adăugate cheltuielile contribuțiile aferente salariilor în conformitate cu legislația în vigoare la momentul determinării tarifului. Menționăm că s-a avut în vedere salariul minim pe economie, valabil la data realizării acestui calcul, respectiv 1.250 lei lună, conform reglementărilor legale în vigoare, începând cu data de 1 mai 2016. Cheltuielile cu reparațiile au fost luate în calcul la nivelul programat anual ca procent din valoarea utilajelor și se estimează că vor avea nevoie de reparații sau congela revizile periodice și serviciul. Taxele și licențele, acreditările, autorizările în sumă de 16.500 de lei. Fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acesteia post-închidere, pentru care a fost determinat în cadrul aplicației de finanțare post-mediu, în sumă de 15.870.286 lei, urmează să fie prelucrat într-o perioadă de 11 ani, unde rezultă o sumă anuală de 1.442.753 lei. O cotă de profit nu s-a determinat. Fundamentarea cheltuielilor aferente activității s-a făcut în baza consumurilor urmate, combustibil, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități, respectiv energie, apă și sau gaze, în scop tehnologic, și a prețului acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli necesare activității respective. Facem precizarea că acest tarif nu include cota de profit și cota de dezvoltare, deoarece depozitul va fi operat de către serviciu specializat în cadrul Consiliului Județean, care nu este o societate comercială orientată spre profit. Au fost impuse costurile cu închiderea celulei 2 și monitorizarea post-închidere aferente perioadei de exploatare. Sumele aferente vor fi incluse într-un fond al cărui utilizare se va face în conformitate cu prevederile legale. Având în vedere cele prezentate, se punem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Și domnul consilier, autoritățile administrației publice locale au în condiție de legii competență exclusivă în aprobarea tariferilor pentru activitățile specifice servicii de salubrizare a localităților. Conformitate cu prevederile articolului 8 al minutului literajului din legea serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 de 2006, republicate cu modificări și competențe ulterioare, în exercitarea competențelor și atribuțiilor care le revin în sfera localității publice, autoritățile administrative publice locale adoptă hotărâri în legătură cu stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tariferilor și taxelor speciale, corespunzătoare normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente. Referitor la modul de realizare fundamentale, stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tariferilor pentru plata de utilități publice, articolul 43.4 din legea 51.2006 stipulează că stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tariferilor de utilități publice se face cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autoritățile de reglementare competente. Tarifele pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la ceva altoia de prețuri și de deșeuri conform acolo, se calculează cu respectarea cerințelor și criteriilor impuse de ordinul 109/2007, emis de ANSC, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, în vederea realizării de către serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău, activității de operare temporară de consum. În rezultă din fișa de fundamentare anexă la proiectul de hotărâre, valoarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitarea deșeurilor la cecula atunci a depozitului județean de deșeuri conform Bacău este 53,63 lei pe tonă fără zero. Fundamentarea cheltuielilor aferente activității s-a făcut pe baza consumului normale de combustibil, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități respective energie, apă sau gaze, în scop tehnologic și a prețurilor acestora în viitoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum și a celorlalte elemente de cheltuieli necesare, prestarea activității
precizat că acest tarif, că acest tarif nu include cotele de profit și cotele de dezvoltare, pentru că depozitul va fi operat de servicii specializate în cadrul postului de țeamplator, care nu este societate comercială orientată spre profit. Au fost incluse costurile de cumpărare a celor întregi și înainte de liberare postului de închidere, diferență perioadei de exploatare. Sumele aferente vor fi incluse într-un fond al care utilizarea se va face conform diverse cu prevederi legale. Pentru cele mai sus prezentate, apreciez proiectul de votare poate fi supus spre votare. Mulțumesc. Raportul comisiei? Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două abține. Declar închisă ședința extraordinară de astăzi.